Parlamentul României a adoptat modificări la legile electorale. Astfel, din mandatul următor, Parlamentul va reveni la votul proporțional pe liste. Aceasta va duce la scăderea numărului de parlamentari. Vom avea 308 deputați plus reprezentanții minorităților și a diasporei și 134 de senatori. Ca și reprezentare, acest lucru înseamnă un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la 168.000. Noua proporție devantajează județul Arad, care va avea mai puțin aleși în viitorul Parlament la nivel de județ Arad, în mod sigur vom avea mai puțin, după calculele mele, la o populație de 409.000 de cetățeni, o să avem 2,4 senatori și 5,6 deputați. Asta înseamnă că vom avea un număr mult mai mic decât avem astăzi în Parlamentul României, pentru că totuși județul Arad a avut mai puțin parlamentar decât alte județe. O altă modificare importantă este cea care vizează finanțarea campaniilor electorale. Noile prevederi au ca scop tăierea legăturilor dintre politicieni și diferite grupuri de interese care până acum finanțau campaniile electorale extrem de costisitoare, urmând ca apoi, în schimb, politicienii sponsorizați să răspundă prin adoptarea unor legi cu dedicație. De acum înainte se vor deconta plăți doar la nivel județean și la nivel național, Practic, la nivelul fiecărui județ se va stabili un mandatar financiar care va deschide un cont în care va putea depune de bani doar candidatul. Noutatea este faptul că se plafonează aceste cheltuieli, adică nu mai poate să cheltuiască un candidat cât vrea, ci atâta cât este stabilit prin lege, iar facturile vor fi încheiate de către acest mandatar financiar și decontate de Autoritatea Electorală Permanentă la 90 de zile de la uh verificarea acestor cheltuieli. Plafonul maxim al sumelor care vor putea fi cheltuite în campanie electorală va fi calculat de autoritatea electorală permanentă în funcție de o serie de indicatori economici înaintea începerii acestor campanii. De asemenea, de remarcat că printre alte modificări aduse acestor legi electorale se mai află un amendament la pragul electoral care rămâne de 5%, dar prin care formațiunile politice care obțin cel puțin 25% în patru dintre județe au dreptul de reprezentare în Parlament. Este o prevedere care favorizează în special UDMR, e formațiune care se știe că are parte de un nucleu consistent de votați doar în județele cu populație maghiară numeroasă.